Consiliul Județean Botoșani, administrații locale comunale și parohii din județ au depus proiecte la finanțare prin intermediul Programului Național de Reziliență și Redresare pentru reabilitarea și promovarea unor obiective turistice, biserici de lemn și mănăstiri, precum și pentru crearea și promovarea rutei gastronomiei tradiționale botoșanene. Zece dintre proiectele depuse de autoritățile botoșanene au trecut de evaluarea autorității de management, acestea urmând a fi implementate de autoritățile guvernamentale. Consiliul județean Botoșani a depus și a fost inclus în lista obiectivelor ce vor fi finanțate și promovate în cadrul traseului gastronomiei tradiționale românești. Proiectul crearea rutei gastronomiei tradiționale botoșaneană și promovarea acesteia în cadrul campaniei care se va desfășura la nivel național, acest proiect va avea un buget de 90.000 de euro. Obiectivul proiectului urmărește stimularea turismului în județul Botoșani și punerea în valoare a producătorilor de produse tradiționale. Un alt proiect important depus de autoritățile din Botoșani este cel al primăriei Bălușeni, care își propune reabilitarea Bisericii din Lemn Sfinții Voievozi. Și acest proiect se va derula tot prin intermediul autorităților guvernamentale, iar valoarea alocată este de 500.000 de euro. De asemenea, au fost incluse în cadrul rutei Bisericilor de Lemn în vederea promovării șapte biserici de lemn din județ. Fiecare dintre aceste șapte biserici de lemn va avea alocat în bugetul proiectului de promovare care se va desfășura la nivel național pentru toate cele 53 de biserici selectate câte 20.000 de euro. De asemenea, în lista obiectivelor incluse în ruta mănăstirilor în vederea promovării se regăsește și mănăstirea Coșula, care va beneficia de un buget de 30.000 de euro. În campania națională de promovare au fost admise 19 mănăstiri, catalogate monumente istorice.